Vreau să zic că anul viitor avem 5 rânduri de alegeri. Exact. Nu 4. Că da. lumea vorbește de 4, eu zic 5. Da. Că trebuie să numim și o nouă. Adică va fi, se votează conducerea Băncii Naționale a României. Și eu cred că Banca Națională anul viitor va fi mai importantă decât Guvernul sau decât Parlamentul. De acord. Va da? candidat Florin Georgescu sau? Nu, nu, nu. nu, nu Pentru nu. un comandat mugurisă. Nu știu. Florin Georgescu, garantez nu. eu, eu zic că Mugurii nu și-a că Banca Sfie. Națională a fost un pilon stabil și cred că Bravo, trebuie să rămână bine. Mugur sincer. Deci dacă am rezolvat această... Am rezolvat cu la Banca BNR, zi mai departe. A, așa, mai sunt alte patru. Da. Europarlamentare. Nu, cinci, pentru că ești turul doi la prezidențială. A, bun, corect, 5. Așa. Europarlamentare. Complicat să zici, domne, PSD, PNL, suntem pe aceeași listă ca să salvăm democrația în unde? În Europa? Da. Înseamnă că o să aibă foarte mulți europarlamentari. Păi nu o să spunem că să salvăm Europa și Parlamentul European de partide extremiste cum e aur. Păi o să ia mai mult aur de, dacă ei candidează Tocmai spune. Adică PSD și PNL pară la europarlamentare. Da, o să aibă 28% și o să aibă 30%. Nu știu. Păi de asta spun. De exemplu, la primari. E în un singur tur. Acolo are sens să zici, bă, decât să ne punem la București și PSD-ul și PNL-ul candidat să rămânem cu Nicușor, Doamne ferește, Doamne apără și nu, păzește. Nu, eu îmi doresc. Eu, eu, eu nu doresc. Eu doresc. Hai să punem un candidat care să-l bată pe Nicușor să se ocupe de București sau în alte zone. Sau, alte zone, sau la Timișoara, de exemplu. Tu nu înțelegi da? că Nicușor, da, nu este extra. La Parlament, iarăși, nu e, nu știu care e sensul. Că noi când am făcut atunci PSD-PNL, era uninominal, adică un adică într-un colegiu, candidat PSD-istul, da, PN pnl și Așa era sistemul. Dar noi punându-ne împreună am câștigat toate colegile. Practic. Parec. Atunci, de mai zici, puțin la UDMR. Deci o să fie de bine. Păi nu, dar aici nu e așa. Aici e proporțional, oricum. La președinte, oricum e turul 2, nu? Da. Bun, de cum că e nu la suntem. președinte? Ciucă președinte și Ciolacu să fie în continuare prim-ministru sau da, nu, Ciolacu... Păi Ești eu... Ești nu. Ești analist. nu, nu lui sunt Ciolacu. doar analist. Eu Poți susțin, eu politică. susțin așa. ce a spus Orin Grindeanu, care e prim vicepreședinte al PSD, și a zis cu brațul, cu că după 20 de ani de președinți de dreapta de ne <gără> dus naibic, ca, ca să zic așa. Cade, uită. Hai să da. avem un președinte de stânga. Ca de uită chestia. Eu îl susțin. Dacă e președinte de stânga, îl susțin. Nu susțin. Nu pe cine. Că acum dacă fac alianța asta, vor împărți și... Dacă nu o să fie un candidat de stânga, o să am și eu o problemă pe cine votez. O să vin la tine să-mi păi spui. da, dar rămâi consilier al primului ministru. Pentru că dacă vine Ciucă... E adevărat. Uh, din postura de candidat la președinție susținut de cele două partide o să iasă. Și atunci probabil că va fi ceva cu prim-ministru. Prim și atunci tot rămâi în continuare patru ani, chiar dacă fără să fie remunerat. Uh, Vrei să al spun o acum dincolo da, eu... de bășcălie? Dar nu e nicio bășcălie. Uh, mai face noi bășcălie. nu, no, no. Putem deci, de Putem când cu chestia asta ironia. cu consilioară onorific, da. o mulțime de oameni care mă cunoșteau, care vorbesc de business, de ambasador, toată lumea, da. hai să mă învadă să-mi spună domne, știți că de acum un an, de doi ani, de trei ani, de cinci ani, de pe vremea dumneavoastră, a pornit nu știu ce proiect și nu s-a mai făcut. Uf. Și eu le-am zis, dar nu avea cum să se facă. Gândiți-vă că oamenii pe care voi reprezentați ceo președinte, prim-ministru uh, mm -hmm. Ciofiel, erau pe vremea mea și sunt și acum. La noi s-au schimbat de 8 ori. Nu vorbesc de miniștri, cu câți miniștri ați fi vorbit, de externe, de economie. Deci de sunt noi, 10 ce prim -ministri. Deci trebuie. nu se poate. nouă prim -ministri. Mm -hmm. Deci e prima dată, după 2015... Așa cu 10 care și întrece, da. 9. E prima A -a -a dată că primul ministru e și eu. șef de partid și Dar el bune prim-ministru. Că până acum era prin reprezentare. Adică Dragnea punea pe cineva, domnul Iohannis punea pe cineva. E prima dată când e unul pe locul lui. Tu vrei să spui că Orban era adică era reprezent? Orban Tapici. oricum era un, un bufon, sincer. adică. Nu, să păstrezi Dar eu zic cu drag. Adică a, cu Orban la o petrecere mai aș generalul e? care tace și face. Cine și după aia a făcut-o generalul. Uh, bun. Dar simplu fapt că Orban a ajuns prim-ministru în România îți arată că suntem o societate ciudată. Păi, și, ciudată și faptul că... Stai puțin, dar Nicușor Dan este primarul capitalei. Da, mă rog. Da. Păi nu, dar... La stel, total de acord. Rares, Bogdan, uneori se întâmplă să mai fie și tu în mai realitate. mai că e prietenul. Un pic. Acum a fost -a. la Ceatalchioi. Și asta, prin inducție magnetică, e prin, tele... nu lângă Bruxelles. prin teleportare, e, cum întâmplă fie bine, lângă acolo. tâmplă cea e cu Bruxelles. Dragul da. meu, Victor, ca să spun Dragul în legătură cu Nicușor, Da. Deci, în timp ce nu l votat, nu l votez. Nostru, Eu îl votez patru mandate. Deci, Raj Bogdan e de obicei in, în realitate, Chiar dacă ieri, când a fost întrebat de blocul democratic, rămăsese la masă să plătească el consumația, că nu fusese anunțat. Și era chiar la, și era, alchioi, se la altă masă. era la cea talcheoi cu furculița sat în mână. Satul furculița. Nicușor Dan, și ascultați-mă ce vă spun, mai ales pentru oamenii care l-au votat și vor să-l voteze cum vreau și eu. El este extraterestru. Adică el este în lumea lui și nu o să poți să-i să fluturi... Da. Poți nu să dau un, un exemplu poți cu lumea, lumea întreagă, el rămâne în lumea lui cu șlipii lui, ca po să nu zic Pot să ți dau un exemplu. Cu pantalonii de baie, cu nisipul, cu galetușele lui. Hai să, Acolo ne, uităm îl găsim la... Hai să ne uităm la. găsim și peste 20 de ani. Uitați de capitala României numită București. Stai, mari, o o un oraș de 2 milioane. Vreți la primărie să candesc, eu nu candidat. El este uh, în a treia dimensiune, da? Iar toți cei care l-au votat eu am un mesaj pentru cei de dreapta. Frumoasă, care, stai, da. nu te băga publicitate. Că am trebuie spus ceva în inteligent. normal, te rog. De, îmi dau în seama. Deci tu ți-ai lăsat, ți lăsat, ți lăsat candidatura la primăria București eu am venit eu? să spun, știi că am bancul, am venit să spun pe mine să nu vă bazați. Uh, am sunat-o pe doamna Firea și i-am zis, Gabi, te rog eu frumos te arată, nu candezi la primărie, că era agitație, că vine ponta să candeze la primărie. Nu știu dacă am convins-o, poate te conving pe tine. Uh, nu mă interesează, nu pot Așa. să fiu primar. Dar am avut ocazia să vorbesc ah. cu firma, compania, care a băgat în Belgrad. Belgrad e un oraș frumos, frumo foarte frumos, a, este mai mic decât Bucureștiu. Nu mai vorbesc de forță economică. Uh -huh. A băgat 7 miliarde de dolari. Un proiect de 7 miliarde, se numește Belgrad Waterfront. Și a zis, Spare. domne Belgrad, orașul mic, nu, steți, nu sunt un european, Bucureștiu, oraș mare, NATO, UE. Da. Și băgăm 10 miliarde. Și eu le-am zis, dom'le, cât e Nicușor, Dan... Nu puteți nici să construiți o, de -aia, o, cabină pentru jandarm să sta la voi în față, că nu sunt români ăștia, da? Le-am zis, nicio cabină de jandarm nu vă dă da autorizație. Da, puteți vă chiar la Clotild, care nu așa, vă dă și amendă că v-ați spus. Uh, care Clotild? Toți zice da, că face place. cădrege... că Stai-mă puțin, a fost președintele cu ea să deschidă școli. De și atunci... E Ia să vezi că e bună clotilda asta. Încă primar, deci pentru cei de marat? dreapta, să le mai spun o dată. Da. 7 miliarde de euro băgate de o singură firmă da. într-un oraș, într-o capitală de lângă noi în Belgrad așa. și în București, băgați zero lei. Nu, nu se spune. Dar avem pe Nicușor. Tu nu știi care este cifra cea mai mare pe care poți să investească Nicușor Dan. Nu te gândi la infinit. Ea este de fapt... E matematician. Se cheamă Canci.